Locuitorii din cartierul Drăgueni spun că deși țevile pentru alimentarea rețelei cu apă au fost introduse de ani buni, nimeni nu a mai făcut nimic în acest sens. În această situație, oamenii sunt nevoiți să aducă apă cu bidoanele pentru că și apa din propriile fântâni a secat. Ne-am făcut fiecare fântâni, au fost funcționale, dar anul ăsta a rămas fără apă. Deci nu mai putem. Nu avem apă potabilă, nu avem nici apă menajeră. Mă pregătesc împreună cu un vecin. Ne ducem o dată, de două ori pe săptămână, în comuna Schela Sas-Împotin, la cam la 20 de kilometri de aici, să luăm apă potabilă. Cu roaba pentru vase și animale și pentru consum cu bidoanele, așa se chinuie oamenii. Mergem și luăm apă de la 20 de kilometri încă cu o familie și când vin copiii pe la noi trebuie să vină cu sticlele de apă după ei, că altfel nu putem să supraviețuim. Cărăm cu butoaiele, hainele, mergem pe la rude, dușuri la fel, foarte greu ne descurcăm. Cu apă în roabă? Cu apă în roabă, nu avem ce să facem. Trebuie să ne descurcăm la vase, la bucătărie. Foarte greu că o să vină căldura și o să avem nevoie de mai multă apă. Primarul Marcel Romanescu speră să rezolve această situație. Reprezentanții Complexului Energetic Oltenia cu reprezentanții apariților și cu cei ai primăriei vor fi prezenți în cartier pentru a verifica instalația de alimentare cu apă. În această perioadă, în prima ședință de directorat la Complexul Energetic Oltenia, se va da în administrare rețeaua de apă societății Aparegio pentru a putea să încheie acele convenții cu cetățenii, contractele prin care le furnizează apa. Și din acel moment noi putem considera că problema este rezolvată. Cartierul Drăgoieni a fost construit de către Complexul Energetic Oltenia, iar pentru că se află în proprietatea companiei, autoritățile locale nu au putut face investiții în zonă.